Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Mai aveam încă un tablou de refăcut. Aici erau niște protecții lipsă, protecții supradimensionate. Un singur diferențial făcea probleme, care sărea deoarece vreo 24 de circuite pe un diferențial, adică pe ăsta. Un RCCB de la Schneider tip AC și protecțiile aferente 25 de amperi, 20, 20, 20, 20, sunt toate 20. Iar aici s-a întâmplat ceva suspect. S-au negrit cam toate. Probabil s-au încins sau de la arcurile electrice. Cine știe. Oricum, erau cam dezastruoase. Unde naiba să stea ce erau ultimele pe circuit? 10, 10, 32, 32. Asta trebuie să-l punem la loc, este un automat pentru niște lumini. Și cam asta a fost în vechiul tablou. Ăsta o să fie cel nou, 3.18 de la ETI. Mulțumim Electric Team Distribution. Și noile echipamente o să le vedeți după ce le montăm. Revenim cu update. Și am revenit cu un mic update. Am conectat circuitele. Mai rămâne să mai conectăm contactorul, releu și să alimentăm diferențialele. Așa, avem 3 diferențiale de 40 de amperi. Da. Cainurile astea sunt maro, că astea le mai aveam. O să le pun aici două etichete cu N și cu care diferențial corespunde. Și la fel, aici n-am mai avut cremă albastră, am avut verde, dar nu e nicio problemă. Sus am pus PE-urile, este alimentat pe un 3x10 și cam așa a ieșit deocamdată. Aici sunt două circuite ce nu erau conectate la nimic în vechiul tablou, o să rămână în aer, o să le pun câte o vagă în capăt. Și cam așa am upgradat tabloul. Ăsta este un tablou obișnuit pentru o casă obișnuită. Da, cam așa trebuie să arate. Acum hai să-l finalizăm și să vedem ce o să iasă. Și am finalizat și tabloul, îi punem capacul și am terminat. Și din nefericire m-a prins seara că am avut probleme cu diferențialele. Nulurile fiind amestecate cu fazele, îmi veneau 10 circuite pe o țeavă de 32. Ia și află care de unde e. Mi-a luat ceva, dar în cele din urmă, grație aparatelor de măsură și experienței, am reușit să le rezolvăm și pe astea. Și am mai încheiat cu încă un tablou. Așa că până una alta ne vedem la filmulețul următor.